explicat și de ultim moment, după demersul local Andrei Cosma contra Dna Ploie sublinierea eu îmi asum. Deputatul Andrei Cosma iese la ramp cu explicații, după noua etapă de clan sublinierea contra procurorilor de la Dna Ploie sublinierea. Social-democrata a povestit, într-o intervenție la România TV, ce a primit noi informații cu privire la abuzurile pe care le-ar comite unitatea de elit a Direcției Naționale Anticorupție sublinierei ce este convins că ministrul de interne va dispune verificările necesare. De interne este un ministru care a reacționat prompt sublinierei hotărât de fiecare dat la solicitări sublinierei sunt convins că va reacționa urgent la această interpelare sublinierei l-a conținut. Oricum, răspunsul are o durată de 30 de zile, timp în care se vor face verificări. Am a subliniere tepter, normal. Am primit numeroase informații de la cecenii din Prahova, a povestit deputatul la România TV. Cât despre demersul său, politicianul susține ce este, pe de-o parte, dreptul său de parlamentar să facă o astfel de interpelare, dar, susține ea, pe de alt parte, vrea să afle dacă informațiile care i-au parvenit concin sau nu în sumbure de adevăr. Susțin ce este ceva în neregul cu toți cei care sunt martori sau inculpați la Dna Ploie subliniere T. Sunt dus sublinierei la poligraf la abuzul sublinierei tocmai de aceea vreau să vede, prin comparație, căci au folosit testarea de la abuzul sublinierei căci de la ploie sublinierei. E o aparatură mult mai modern la ploie sublinierei sublinierei în vedere plasarea până la abuzul. Eu îmi asum cererea făcut, se vor face verificări. E dreptul meu să fac interpelare, a conchis Andrei Cosma.